Iată-ne cu Actor și proiectul lor pilot de responsabilitate socială. Este un atelier grindic pe nume Teatru de Umbre și a avut loc între 18 și 24 noiembrie anul trecut la Cotlea. În acest proiect, Actor își propune să revitalizeze cultural comunitatea din Cotlea. Povestea noastră începe cu Ioana Bucălțeanu, care a voluntariat, e acea voluntariat și la noi acasă, și trimisă de noi în Austria, dar la un moment dat a trebuit să meargă acasă la familia ei, tocmai în Cotlea. Ne era dor de ea, ei era dor de noi și din acest dor s-a născut ideea unui proiect care s-a transformat în ideea unei serii de proiecte la Cotlea. 10 oameni din toată Europa vin împreună pentru o săptămână și descoperă ceva. Ei bine, ei erau în Anglia, în Belgia, în Italia, în Austria, în Portugalia, în Estonia și abia așteptau să vină în România. Pe de o parte să cunoască România și pe de altă parte să se îmbogățească aflând tainele Teatrului de Umbre. Teatrul de Umbre este o formă de teatru extrem de ieftină și la îndemână. La urma urmei, ce-ți trebuie? Un bec, propriile tale mâini sau părți ale corpului și sau bucățele de hârtie. Aveam un orășel care ne aștepta să facem acolo un spectacol. I-am adus pe toți la Cotlea și în primele zile a trebuit să le prezentăm locul. Cotlea este un oraș trietnic, cu comunitate de germani, comunitate de români și comunitate de romi. Încet, încet am intrat și în Teatru de Umbre, am prezentat tehnica, posibilitățile. Prin aceste evenimente, o comunitate mică, așa cum este Cotlea, în umbra Brașovului, este gazda unor evenimente internaționale. Aș vrea să menționez că toate activitățile pe care noi le-am făcut au fost cu mare respect pentru resurse. Chiar afișul proiectului este realizat dintr-un afiș mai vechi, pe care l-am cosmetizat împreună cu participanții. Pentru a realiza un spectacol de teatru de umbre, este nevoie în general de materiale care au diferite grade de opacitate. Am folosit deci și materiale inovative, cu o tehnologie mai performantă, dar, de exemplu, pe folie de plastic, desenând cu carioci, putem să refolosim foliile pentru că le curățăm, se curăță apoi cu alcool. Am încercat nu numai să oferim spectacolul de la sfârșit comunității codlene, am încercat să valorizăm toate resursele pe care comunitatea le are. De exemplu, mâncarea pe care am oferit-o participanților este din producția locală. La fiecare atelier am încercat să implicăm oameni din comunitate care au avut ocazia nu numai să descopere diferite metode pe care să le poată folosi la clasele lor sau în activitățile lor în interiorul comunității, dar și deschiderea spre Europa. În urma acestor întâmplări, oamenii din Cotlea, cei care au fost în ateliere, au devenit activi și în alte proiecte. După acest atelier de teatru de umbre, nu o să ne oprim. Și acum suntem siguri că în noiembrie va urma un alt atelier pe care îl vom ține tot la Cotlea, dar de data asta vom anima tot felul de obiecte. Așa că va fi în continuare un proiect societal, pentru că plănuim să folosim o mulțime de peturi pentru a realiza spectacole. De asemenea, o multă hârtie reciclată. Așa că sperăm ca evenimentul din noiembrie din Cotlea să fie cel puțin la fel de important pentru codleni, cât și pentru participanți, cât și celelalte dinainte. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.